în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Oameni buni, faptele sunt clare. Un cetățean român a fost desfigurat și băgat în spital de un agresor care l-a atacat după ce i-a cerut să-și ia mașina de pe trecerea de pietoni. Întâmplarea face ca omul care a pățit asta să fie o prezentatoare TV și de asta știm mai multe despre acest caz, dar nu cumva se întâmplă mai des acest lucru în țara noastră? Cristina Joia de la ProTV, știți emisiunea Visuri la Cheie, i-a spus unei femei să nu mai lase mașina pe trecerea de pietoni, apoi și-a văzut de treaba ei. Persoana a urmărit-o și a lovit-o în magazin cu asemenea ferocitate că a băgat-o în spital. Cazul nu e anchetat încă pentru că se așteaptă o plângere prealabilă, cum se cheamă, așa e legea în România. Știți ce mă miră pe mine, de fapt? Că până la această oră, autoritatea publică și demnitarii din România nu au o reacție mai apăsată pe măsura sălbăticiei atacului. Pentru că acest atac este un pumn în fața întregii societăți. O invitație la tăcere pentru toți cei care au curaj să spună ceva. Acesta nu e un fapt banal, o altercație între doi cetățeni care au să-și dispute ceva. Acesta este o lovitură dată tuturor oamenilor onești și buni din România care vor reguli. Muțenia noastră, a demnitarilor noștri, nu face decât să le dea apă la moară celor care vor să ne țină la pământ cu ajutorul fricii, da? Frica este arma prin care vor să răstoarne traiul bun și corect al nostru și al celor care vor lege în țara asta. Iar dacă tăcem, o să dăm impresia că suntem intimidați. De asta am ales astăzi să vorbim despre acest lucru. O societate nu poate trăi sub presiunea impostorilor și nici a nemernicilor de tot felul. Nu e de ajuns că suntem zilnic conduși de cetățeni care fură, care nu se pricep, care nu știu să ne conducă. Ani de zile ni s-a spus că trebuie să fie cum vor ei. S-au modificat legi, au adus infractorii la masa oamenilor onești. Nu trebuie ca astăzi să acceptăm să fim loviți când cerem respectarea legii. Priviți ce se întâmplă zilele astea. Avem nevoie de reguli ca să trecem de această perioadă dificilă. Orice om cu scaun la cap încearcă să respecte aceste reguli. Reguli care vin să spună că e un pic mai bine pentru familia noastră și cei din jur. Dar în fiecare zi suntem supuși unei presiuni de natură inversă. Alții aleg pentru noi să nu poarte mască, să intre în aglomerație, să se vânzolească, să fie nepăsător la viața mea și a voastră. Ați încercat vreodată să le atrageți atenția celor care nu poartă mască și să vedeți ce se întâmplă? Ați văzut cumva că vă uitați după mărimea celui cu care stați de vorbă? Ați văzut că au reușit să ne inoculeze sentimentul acesta de frică și ai început să te gândești de două ori dacă e să-i spui ceva cuiva. Te uiți și nu știi ce să faci pentru că nu știi ce o să pățești. Gestul de a nu respecta regula te lovește în față, dar știi că dacă spui ceva, poți chiar să o pățești, că așa e la noi. Statul te-a părăsit, cei de lângă tine nu prea au curaj, lumea pe care am construit-o e o lume în care tu trebuie să-ți vezi de viața ta. Ei bine, această femeie, Cristina Joia, s-a comportat normal ca într-o lume civilizată și a spus ce crede. Ori dacă astăzi nu vorbim pentru ea, o lăsăm singură. Și mai e ceva. Noi pierdem o luptă care o să ducă la multe necazuri. Dacă nu respectăm regula, oamenii o să moară cel puțin azi în epidemie. Prieteni, aici nu este estul sălbatic. Aici e o țară cu cetățeni. Și de asta eu la 0372-069-599 vă întreb în felul următor. Mai ai curaj să ceri respectarea unor reguli în public? Ce s-a întâmplat în momentul în care l-ai confruntat pe cel care nu vrea să respecte o regulă? Cum crezi că pot cetățenii obișnuiți să impună respectarea regulii și a civilizației în această țară? Și care ar trebui să fie consecințele acestui caz sfidător pentru întreaga opinie publică din România? 0372069599, România în direct începe cu Tudor. Bine ai venit! Bine v-am găsit, domnul Cătălin.
La întrebarea directă, dacă mai avem curaj și dacă ni s-a întâmplat ceva, da, mai avem curaj. La lucruri minore, ceea ce am pățit eu de multe ori în trafic este, unul, fie nu acordă prioritate sau intră pe contrasens în momentul în care ăla virează stânga. Da, trebuie să fim și un pic mai cumpătați în domeniul traficului și dacă vreau să-i arăt ceva, doar arăt la obraz, că trebuie să-i respecte și pe ceilalți. Și cu asta ce am rezolvat? Dar, iarăși, consecințele contează foarte mult. Și cu ce preț ne-am putea alege dacă dăm peste o persoană mai arogantă și mai recalcitrantă? Cinstit, spune, te gândești de două ori când să faci treaba asta? Dacă o fac, o fac într-un mod civilizat. Dar te gândești de două ori. Nu evita răspunsul, că e important. Da, mă gândesc de două ori. Pentru că știu foarte bine că trăim într-un sistem în care nu ești apărat de lege deloc. În momentul în care legea nu acționează în favoarea păgubitului, celui care este păgubit, nu ai o siguranță că și celălalt se gândește de două ori. Și a mai fost un caz anul acesta sau anul trecut când cineva a fost lovit dur chiar în scara blocului, nu mai știu în ce caz, și s-a ales cu vătămări corporale destul de grave și urma ca cel vinovat să fie într-un fel scutit de lege. Într-o țară unde se respectă drepturile omului și mai ales în Cehia, că am cunoștințe care stau acolo, o persoană care este campion național la box spune: eu evit cât se poate de mult conflictul cu oricine, pentru că eu, dacă, chiar dacă am dreptate, îl lovesc pe cineva și ăla se alege cu o traumă, eu din by default, fără niciun fel de judecată, cu plângere, cu nu știu ce, sunt obligat să-i plătesc toată viața, orice tratament, orice recuperare produs de mine. Adică dacă ăla se trezește sau medicul lui se trezește că pentru a se recupera are nevoie, nu știu unde să se ducă, la tratament balneoclimaterice și nu știu unde, din cauza traumei respective, eu îi sunt obligat să-i plătesc toată viața. Da. Și aici ești obligat să-i plătești o sumă mare. Îți mulțumesc tare mult, Tudor. În august, o femeie din Mizil a fost plasată sub control judiciar după ce l-a agresat pe jandarmul care a vrut să o legitimeze pentru că nu a purtat mască într-un magazin. Da, momentul a fost filmat, înțelegeți dumneavoastră? Iar femeia devine agresivă, deci ea nu avea mască, îl îmbrâncește pe jandarm, îl scuipă și îl lovește cu piciorul. Asta se întâmplă în România și, atenție, se întâmplă cu un bărbat care era și expresia autorității și era atacat de o femeie. Eu înțeleg că pandemia scoate cei mai rău din noi, dar cred că a și găsit un teren foarte fertil în această țară. Noi suntem supuși, sau oamenii onești din această țară sunt supuși unei agresiuni în fiecare zi și ea are mai multe tipuri. Oana, bine ai venit la România în direct! Bine v-am găsit! Este o emisiune extrem de interesantă și sunt foarte bucuroasă că am reușit să intru în direct. Părerea mea este că trebuie, suntem obligați, moral, civic, să răspundem tuturor provocărilor de acest gen negative, din păcate. De ce spun acest lucru? Pentru că așa m-a auzit. Da, te ascult! De aceea. Este extrem de tragic ceea ce se întâmplă cu această persoană. Sunt convinsă că sunt multe alte persoane care trec prin aceeași traumă. Eu am trecut printr-o traumă nu asemănătoare, dar oarecum acest subiect, în sensul că am fost agresată chiar de fostul soț. Ideea este că lucrurile, din păcate, legea în România este extrem de permisivă. Agresorilor nu le este frică, ei nu au teamă, ei simt că dețin controlul, motiv pentru care oamenilor le este foarte frică, foarte teamă.
Tu te mai temi astăzi? Mă tem pentru că îmi dau seama că dacă un om cu care am locuit un număr foarte mare de ani împreună a reușit să mă destabilizeze și fizic și psihic și a putut să creeze o dramă, de ce n-ar putea să facă unul străin? Și ai curaj să-i spui? Dar cu toate acestea, așa. Da. Deci eu, dacă eram o persoană în apropierea acelei femei, trebuia să reacționez. Eu reacționam, deși sunt un om extrem de traumatizat. Acum nu mai este teamă de fostul meu soț. Dar moral, eu știu că nu am fost apărată niciodată. Eram în trafic, de exemplu, eram cu copiii de mână, eram cu copiii în diferite situații și eram agresată pe stradă sau în magazin, în preajma școlii și nu reacționa nimeni. Nimeni! Oamenii se făceau că nu văd. Eu înțeleg suferința acelei femei și a oricărui om care se află într-o astfel de situație. Este atât de dureros, nu strânjenitor, e atât de puțin spus. Cum să vezi o femeie într-o traumă, într-o suferință și tu ca om? Unde e moralitatea? Unde este... aici nu mai ține nici de situația civică în care... Dom'le, ca om, cum reacționezi? De ce nu reacționezi? Un om are nevoie. Pentru că ani de zile... ce faci? Întorci spatele... Am de ce? Pentru că lor răspuns. Nu le este frică. Ani de zile, întreaga societate românească, cei mai slabi au fost supuși unei agresiuni continue. Agresiunea asta a fost fie de natură fizică, la nivelurile mai de jos, dar a venit și sub natura unor presiuni mediatice, politice. Nu uita că în țara asta infractorii s-au suit până în vârful piramidei și le-au spus oamenilor că regulile trebuie contrafăcute. Și ei în fiecare zi au văzut că regula se schimbă, că statul nu ține cu ei, că nu sunt apărați. Pas cu pas oamenilor li s-a făcut frică. Și a venit o nouă generație, îți mulțumesc tare mult. Și a venit o nouă generație în care, precum Cristina Joi, au spus: domnule, vezi-ți de treaba ta. Noi trebuie să avem niște reguli aici. Da? Oamenii au fost crescuți altfel, au mai mult curaj. S-a comportat civilizat și a primit acest răspuns. De asta aici nu trebuie lăsată singură. Mihaela a venit la România în direct. Mihaela, salut! Da, bună ziua! Mă bucur că am reușit să vă prind. Am ascultat și i-am ascultat și pe cei de dinaintea mea, pe antevorbitorii mei. Sunt și absolventă de asistență socială, apropo de reacții sociale, și cadru didactic în același timp. Am urmărit reportajul Cristinei Joia și chiar am fost foarte șocată și surprinsă să văd ce s-a întâmplat și cum descria practic lipsa de reacție a vânzătoarei și a celor din jurul ei și este o mare problemă cu care ne confruntăm. Mă întrebam și chiar discutam cu soțul meu văzând reportajul ce e de făcut. Pentru că eu sunt o persoană care reacționează câteodată impulsiv, deși știu că asta nu ajută, adică aș fi intervenit. Sunt convinsă că aș fi abordat-o la fel cum Cristina a abordat-o pe acea doamnă, pentru că poate că încalc și eu regulile ca orice om, pentru că nu există persoană care să respecte cu strictețe toate regulile. Însă, doresc să învăț și pe elevii mei și doresc să respect și eu cât mai mult cu putință regulile și o fac chiar dacă uneori poate sunt dezavantajată. Și mă fi deranjat felul în care a parcat respectiva persoană, agresoarea, să o numim așa. Însă, foarte mulți oameni se tem și mi s-a spus și mie personal să nu mai reacționez pentru că o să mi-o fur, între ghilimele. Da. Stai liniștită, vezi-ți de treaba ta. Exact, pentru că ești de profesie, Mihaela, spune-ne cum să abordăm astfel de situații. Adică dacă simți tu că, dom'le, chiar trebuie să-i spui ceva, cum îi spui unui om, nu știu, delicat, cu atenție, cum să faci? Inclusiv modul politicos în care îi te poți adresa nu ajută, pentru că nu are legătură cu tine, ci are legătură cu cel care primește formula de adresare și primește
sfatul sau recomandarea ta. De fiecare dată eu fac asta pe un ton foarte potrivit, chiar dacă de multe ori am lăsat bilete înscris, inclusiv în scara blocului, încercând să ofer anumite alternative, să apelez la anumite trucuri din coaching și din tot ceea ce am învățat eu de-a lungul experiențelor mele de viață și nu doar, spunându-le că cum credeți că ar fi dacă nu ați mai aruncat pe jos gunoiul sau ce ziceți dacă... Și o să vă relatez pe scurt o întâmplare, pentru că cu siguranță mai aveți și alți ascultători care doresc să intre în direct. Eram chiar cu basul de la școală, cu mașina de la școală, cu elevii în mașină, în bas, și la semafor o mașină de școală de șoferi cu instructorul și eleva, instructorul în dreapta și eleva în stânga. Domnul instructor a aruncat foarte frumos țigara pe jos. Eu am coborât din bas, șoferul lui a fost și el indignat și reacția lui, faptul că i s-a părut nepotrivit ce face instructorul, m-a făcut să cobor din bas. Foarte politicos am ridicat mucul de țigară de pe jos și am spus domnului instructor că l-am salutat, bună dimineața, cred că v-a căzut ceva. Și? În momentul respectiv, să știți că a luat mucul de țigară, mi-a mulțumit și a rămas foarte spus așa, am îndrăznit să-i spun, nu uitați să aveți în stânga dumneavoastră un viitor șofer și ar fi bine pe viitor să nu mai faceți asta. Îți mulțumesc tare mult! Îți mulțumesc tare mult! Asta e partea bună! Da, pentru că astăzi dimineață în deșteptarea cineva a povestit aceeași întâmplare cu două sticle de plastic aruncate de ocupanții unei mașini, doar că acolo aproape să se lase cu bătaie. Șoferul a coborât din mașină către cel care a făcut observație, un alt bărbat, și i-a spus ceva. Nu ți-e bine? Știți pe asta, nu? Ți-e cald cu dinții în gură? Vezi-ți de treaba ta! Poate ți-o iei! De ce mă corectezi tu pe mine? Păi, de unde au atât curaj acești oameni care știu că încarcă diverse reguli sau obiceiuri de bună conviețuire? Au curaj pentru că în fiecare zi la televizor îi văd pe niște băieți care încalcă regula. Cei mai importanți decidenți ai spațiului politic românesc, da, și în societatea românească, sunt aiurea în tramvai cu regulile, cum se spune. Ba, mai fac câte o nefăcută, ba, nu poartă mască, ba, răspund în momentul în care li se atrage atenția. Dar ce ai cu mine, bă? Și atunci, sigur că toată lumea este invitată să facă chestiunea asta. România e o agresiune perpetuă. De câte ori nu vi s-a întâmplat să vă certați de la un loc de parcare? Da? Lăsați în fața unor astfel de confruntări tot de decizie politică incorrectă. Mihai e la România în direct. Bine ai venit! Bună ziua, domnul Cătălin și ascultătorilor noastre. Mai ai curaj să îi spui cuiva, poartă nene, mască sau ai grijă? Nu, în principiu nu. Problema este mult mai complexă din punctul meu de vedere și pleacă în primul de la educație. Sunt 30 de ani în care în școală nu s-a pus deloc problema educației copiilor. Nu s-a mișcat niciun deget pentru... Deci am fost mai preocupați de partea de religioasă, ca să spun așa. Nu că ar strica, dar nu s-a dat niciun pic de de importanță culturii și a civilizației, ceea ce, din punctul meu de vedere, se vede în ziua de astăzi. În al doilea punct, ordine de idei, în principiu, nu numai în România se întâmplă ceea ce se întâmplă. Se întâmplă în toată Europa. Eu cred că este un plan prin care sunt ridicați la un rang cei care fac rău. Cred că astfel încât ca noi, cei care respectăm regulile, să fim cuminți. Dar nu știu ce să zic, adică de ce ai impresia asta că această agresivitate se manifestă peste tot în Europa? Sigur, eu nu exclud că sunt bătăi, încăierări între oameni, vătămări corporale și așa mai departe. Dar parcă e o scenă pe care n-am văzut-o în vizitele mele pe alte meleaguri. O mașină lăsată pe trecerea de pietoni, după care șoferul care încalcă regula, luându-se la palme cu un altul care i-a reproșat ceva. Nu știu. Da, noi nici nu trăim foarte mult acolo, dar acolo există, în principiu, nici n-ar trebui noi să facem observație cealaltă. Avem atâtea structuri de forță, jandarmerie, poliție, poliție locală, și de câte ori nu am văzut noi, în trafic, poliția trecând pe lângă persoane care au procedat incorrect, din punct de vedere al circulației sau al
bunului simț și nu se face nimic. Deci trec ca și cum nu s-ar vedea, ca și cum nu i-ar vedea. Poliția locală, vă spun, eu locuiesc în Pitești, de multe ori îi văd stând prin parcări, uitându-se pe telefoane, deci n-au nicio treabă. Stau pur și simplu să treacă timpul, să-și ia banii, să facă cei 50 de ani să iasă la pensie și să-și vadă oamenii de viață în continuare. 45 deci, de ani, da? Adică nu chiar 45, 50. Mă rog, am fost puțin... Da, mai... ai fost darnic, da. Darnic. Multă lume deci, are acest sentiment. Deși astăzi, ca urmare a presiunii publice, îți garantez că doamna Joia va fi vizitată de doi ofițeri de la poliție, sau cum se cheamă acum, care o vor ajuta și care vor rezolva cazul ăsta cu celeritate, cum se spune, cu prioritate. Vrei să pui pariul ăsta cu mine? Și cazul va ajunge în instanță. Și în instanță se va pierde. Deci nimeni nu va mai urmări până la capăt, sau vor urmări foarte puțini oameni. Și nu... Chiar am auzit în buletinul nostru de știri cum că riscă până la 10 ani de închisoare. Dar asta e ce riscă, ce sperăm noi. Dar ceea ce se va întâmpla va fi cu totul și cu totul altceva. Da, vom vedea în fața... Acolo ne lovim de instanțe și instanțele sunt îngăduitoare și există tot felul de portițe și de fapt se pierde și ne trezim că de fapt nu se întâmplă nimic. Ia un an cu suspendare sau doi sau... Și persoana e foarte mulțumită și mă are își vede de viață și același comportament. Deci nimic, nimic. Nu se scot, adică nu se urmărește un caz ca acesta să ne spună, dom'le, persoana a dat o palmă și să știți că a luat 7 ani. Și dacă s-ar spune pe posturi foarte mult acest lucru, fiecare s-ar gândi de două ori, că oricât de bine ar fi la pușcărie, nu e chiar destul. Îți mulțumesc, Mihai. Ai spus un lucru foarte interesant apropo de educație, că nu facem educație. Ieri am făcut un interviu cu profesoara Mihaela Miroiu, care spune așa: în România, școala nu pregătește elevul deloc pentru viața de adult. Nu-l învață ce înseamnă să fii mare, să respecti anumite reguli în relațiile cu ceilalți, cum să te comporți în societate, în compania în care lucrezi, atunci când ești abordat într-o astfel de situație. Noi nu facem tipul ăsta de educație, pentru că școala nu se ocupă de lucrurile de genul acesta. Doinița e la România în direct. Salut, Doinița! Da, bună ziua! Eu sunt un cadru medical din ambulanță, proaspăt ieșit, ca să spun așa, dintr-o stare gravă provocată de acest COVID. Sunt unul dintre oamenii care am reacționat permanent la, ca să spun așa, încălcările legii, și din punct de vedere profesional, dar și civic, și ca și persoană civilă. Acum, cu atât mai mult, după ce am scăpat ca prin urechile acului, nu cred că aș mai putea ocoli vreodată o persoană care nu respectă regulile astea minimale. Deci, eu nu pot să cred că încă mai există oameni care nu pot purta o mască, deși nu pune viața în pericol nimănui, deși nu este un lucru care să îngreuneze în vreun fel activitatea oricărui fel de persoană, iar referitor la ce spun antevorbitorul meu, că școala nu pregătește oamenii pentru nimic, elevii, nu-i pregătește pentru viață, eu cred că, de fapt, marile valori vin din familie. Deci eu știu că părinții mei acum 50 de ani sau 40 și ceva de ani, permanent îmi spuneau să nu faci rău, să nu jignești, să nu ocolești rău niciodată, să nu ocolești binele niciodată, să nu eviți să faci bine. Deci eu cred că dacă copiii ar veni din familie cu valorile astea, noi n-am mai fi așa de lași în fața oricărui fel de infractor. Uite, și mai există un aspect. Eu interacționez foarte mult cu forțele astea cu structurile astea de forță, jandarmi, poliție, prin natura serviciului. Vă spun că sunt atât de terorizați, dar eu cred că asta este de fapt o lașitate din partea lor. Cum adică și o formă de a-și ascunde coruptibilitatea. Faptul că ei nu reacționează atunci când este foarte clar că cineva a încălcat legea, mi se pare că este un motiv întemeiat să nu lucrezi în acele structuri.
Deci nu sunt triați, nu sunt verificați, nu sunt nici într-un fel. Bine, asta merge până la structurile înalte, până la nivelurile, ultimul nivel din, Ministerul de Interne. De ce crezi sau crezi despre noi că suntem lași sau numai unii? Eu cred că oamenii care nu reacționează sunt lași. Nu există un motiv pentru care să te uiți la Cristina Joia, plină de sânge, nu există așa ceva, și să nu reacționezi. Deci nu există. Ori în structura ta lipsește umanitatea. Cum îți explici această lașitate? Adică, deci, de unde pornește lașitatea? Eu m-am îmbolnăvit, știam că o să mă îmbolnăvesc, dar n-am lăsat un pacient care desaturase la 50%, nu l-am lăsat neaspirat, nu l-am lăsat neventilat, deși nu eram poate atât de protejat încât să mă pot feri de COVID. Știam că o să mă îmbolnăvesc și nu am evitat să-mi fac datoria până la capăt. Eu cred că dacă toată lumea ar avea valorile astea, am 30 și ceva de ani de servici, niciodată în viața mea nu am lăsat un pacient neajutat. Deci am luptat până în pânzile albe continuu, pentru orice fel de om. Îți mulțumim. Înțelegeți? Eu asta nu pricep. Ce au pierdut? Ce s-a pierdut pe drum? Nu, nici măcar cei 50 de ani de comunism sau cât am avut, nu explic chestiile astea. Nu explic. Deci da. Eu nu explic. Ori undeva în codul nostru genetic există ceva, nu știu, s-a desprins ceva din spirală, ori noi... Din spirală nu cred. Nu cred că suntem diferiți față de alții. Îți mulțumesc tare mult, Doinița, în primul rând, pentru munca pe care o faci în fiecare zi. Extraordinari oameni avem în România. Problema este că eu cred că ei sunt supuși zilnic unei agresiuni prin care li se spune, vezi, bă, de treaba ta, lasă-l, mă, să moară, că e treaba lui și așa mai departe. Foarte puțini hotărăsc și reușesc să treacă aceste bariere care... omenește sunt greu de trecut, pentru că e mai comod să-ți vezi de treaba ta. Până la urmă, ai scăpat și astăzi, nu? Mihaela, bine ai venit la România în direct. Care ar trebui să fie consecințele acestei povești după ziua de azi? Bună ziua și bine v-am găsit. La fel cum zicea Doinița, și aș vrea un pic să întăresc ideea ei. Și eu sunt cadru medical, lucrez în Timișoara la o clinică privată, cu medici de familie și tot timpul ne confruntăm zi de zi cu pacienți care nu poartă corect masca. Le spunem mai mult e respectul lor față de noi, că mulți nu înțeleg purtarea măștii, ce rol are. Iar de aici aș vrea să dau exemplu doar de două întâmplări din miile pe care le-am avut eu personal. În tramvai, venind către lucru, patru polițiști, urcându-se în tramvai, fără mască. Asta cu două săptămâni. Le atrag atenția și îmi spun, haideți, domnișoară, vedeți-vă de călătorie. Și? Iar când am fost pregătită cu telefonul să-i filmez și să le cer explicații, să le spun că este dreptul meu pentru ca ei să poarte mască, este dreptul meu de a nu mă îmbolnăvi, au coborât la următoarea stație. Al doilea caz, cred că acum 3 săptămâni sau o lună eram cu soțul într-un oficiu poștal și la fel, doamna de la poștă era de dimineață, purta masca sub nas, un alt domn era cu masca sub bărbie, restul eram cu mască. Bineînțeles, eu nu pot să tac. Deci cred că într-o zi, cum ziceau antivorbitorii, mi-o voi lua, dar nu voi regreta, deoarece am atras atenția. Doamna îmi răspune că ea nu suportă 8 ore să țină masca, că e o prostie masca, că nu o lasă să respire. Nu este adevărat. Un alt domn care purta masca sub bărbie m-a tras atenția și a început. Da, cine ești tu? Da, ce e treaba ta? Da, vezi tu de treaba ta? Și tot felul de astfel de discuții. Da. Știi, uite, sunt foarte interesat de o chestiune. Când oamenii vin la clinică și nu respectă regulile, se întâmplă ca ei să nu recunoască nici măcar autoritatea medicală? Nu e vorba de a recunoaște, ei recunosc.
Unii se contrazic cu noi, alții spun, ok, îmi cer scuze, își așează masca cum trebuie. În timpul de așteptare, 10-15 minute până intră în cabinet, iarăși se întâmplă să aibă masca dată sub nas, iarăși le atrag atenția, iarăși zic scuze, pe urmă intră în cabinet, își văd de treabă, când ies pe stradă, îi vezi iară cu masca sub nas sau... Deci, oricât ai explica, oricât ai spune, cum spunea și Doinița, în primul rând, nu avem curajul de a ne cere drepturile noastre pentru noi, pentru că în cazul COVID-ului, purtarea măștii e un respect față de cel de lângă noi și, în al doilea rând, nu înțelegem anumite lucruri, nu vrem să le înțelegem unii din noi sau alții efectiv nu ne pasă. Cum ai zic alții, păi ești dator cu moarte. Din ce mor mai contează? Sigur că da. Dar alții avem copii acasă, alții avem părinți acasă, alții chiar vrem să ajungem la anii bătrâneții. Îți mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. E bine că avem în continuare oameni care sunt curajoși. În octombrie, pe 2 octombrie, o femeie a ajuns la spital după ce a fost bătută crunt într-un autobuz din Suceava. Aici era fenomenul invers, să știți. Ea tușise în mască, da, adică a purtat mască în autobuz, a tușit, a avut un acces de tuse, da, și un bărbat din autobuz a încercat să-și facă dreptate, ca să zic așa, în sensul că omoară COVID-ul, a bătut-o pe femeia respectivă, a fost atacat la rândul de un polițist, mă rog, pus la punct să nu-i zicem atacat, un polițist care era în autobuz și a rezolvat situația pe loc. Încă o dată, pandemia asta scoate ce e mai rău din noi, dar eu cred că în România problema e ceva mai gravă de atât. Cred că și-a găsit un loc în care nerespectarea regulii e la locul ei, ca să zic așa, are un loc înalt. Răzvan, bine ai venit la România în direct. Salut, domnule. Cum ești? Ce fel de persoană ești? Atragi atenția? Ești hotărât sau te gândești de două ori? Mă gândesc de două ori, spre diferență de soția mea, care e destul de... directă, să spunem, și destul de fără filtre când este vorba de atras atenție. Îmi asum faptul că tot încerc să o ponderez câteodată pe aspectele astea, fix din raționamentul siguranței față de ea. Eu am o observație de făcut. Cred că până la educația din școală, până la educația părinților, și poate sună absurd ce spun acum, cred că media este principalul formator de opinie și de comportamente sociale. Atâta timp cât există cât se lasă dreptul unui punct de vedere și exprimării unor inepții la televizor, la radio, în online și așa mai departe, oamenii ăștia vor fi acceptați. Mă uitam, vorbise un antevorbitor, îmi cer scuze, am uitat numele, despre faptul că în școală nu se mai, copiii nu mai merg la școală, nu se țin de școală. Uh-huh. Păi, în condițiile în care sunt prezentați în sesiunile de BAC, copiii care au picat la examen și sunt întrebați și mai mult timp alocă să întrebe pe acei șmecherași care au picat BAC-ul, râzând că ei sunt șmecheri și că vor merge să lucreze în Anglia, în Germania și că nu interesează BAC-ul, percepția generală este construită fix pe baza acestor puncte de vedere care există. Da. Defecte. Avem... Cred că... Avem o reală problemă din acest punct de vedere. Dar pe de altă parte, știi cum e? Ăsta e un cerc vicios. Nici media nu poate ignora lucrurile hâde din societate, da? Și astea se alimentează unele pe altele. O să fii surprins... Sunt convins, da. O să fii ferm surprins dacă îți spun acum cum funcționează audiențele la televizor. Am oarecum o idee despre asta și înțeleg foarte bine ce înseamnă și aspectul, hai să spunem, comercial, aspectul de business al unei structuri media. Mi-ar face, în schimb, să văd la un moment dat un pact al trusurilor de media sau câtorva trusuri de media sau mijloace media, un pact de moralitate. Un pact în care, în momentul în care apare un impresar, și cred că îți amintești foarte bine episodul când un impresar
notoriu, să spunem la noi, a scuipat în direct la televizor un coleg de-al tău, consider că sunteți toți colegi, omul ăla n-a dispărut de pe ecran. N-a dispărut, a perseverat. Da, unii l-au dat afară, alții nu l-au dat afară. Vorbești de Giovanni Becali, da? Exact, aș vrea să nu dau nume, dar aici... Da, să știe toată lumea întâmplarea... Da, este unul dintre exemple. Exemple din categoria, nu știu, un fotbalist care reacționează nu știu cum în public. Un fotbalist care își... lovește soția, partenera de viață sau, nu știu, X exemple. Și aici vorbim de persoanele cu un anumit caracter public, să spunem. Atât timp cât, din punctul meu de vedere, mi se pare că se pune mult prea mult accent, indiferent. Eu înțeleg foarte bine, repet, aspectul comercial al business-ului de media. Dar, totuși, de undeva trebuie ruptă mâța, pentru că realitatea este că media, în momentul de față, este cea care construiește sau în fine, care are un aport mult mai puternic la construcția unei societăți decât o are legea, decât o are părinții acasă, decât o are școala. Dar mi-e teamă că așa e în mare parte, dar o să purtăm discuția asta la un moment dat. Îți mulțumesc tare mult pentru că vreau să-l ascult și pe Cristi. Ai venit la România în direct. Să tragem câteva concluzii, Cristi. Salutare! Două concluzii vreau să tragem. În primul și primul rând, ai punctat foarte bine la început că poliția așteaptă plângerea victimei. Lucruri care, din punct de vedere moral, mi se pare din prima greșit. În condiții în care o persoană este atacată cu un susținie, cu un obiect contundent, lovită în zona capului, deci clar nu cu intenția de a fi aplicată o scurtă corecție, bătută peste picior și atât, da? Este lăsată pe jos, aproape de inconștiență, deci nu este încadrată la tentativă de omor, iar poliția se autofisizează și le-a făcut această perioadă de timp. Să știi că acum văd și eu această informație, o primesc acum, deci s-au autosesizat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire și alte violențe și desfășoară activități pentru depistarea autorului și pentru stabilirea tuturor împrejurărilor. Deci au cedat presiunii publice și acum... ei fac activitatea asta pentru că, da, vorba ta, s-ar putea să fie tentativă de omor, deși nu e trecută per se în acest comunicat al biroului de presă al poliției. Da, dar dacă era vorba de o persoană simplă, care nu se mediatiza, știi care era cursul atunci? Da, acea știu. Persoană ajungea în spital, victima lua contact cu agresorul, se rezolva tacit și asta era și se mergea mai departe. Zi mai departe, și a doua speță, chiar. A doua speță, tot din partea poliției care practic demoralizează victima personală. În urma unui incident, nu în trafic, cu un taximetrist care și-a aruncat scrumiera pe jos, i-am atras atenția. La 500 de metri distanță, taximetristul m-a urmărit, s-a pus cu mașina în fața mea la semafor, a coborât cu un cuțit și a introdus cuțitul în anvelopa din partea stângă fața mașinii. S-a dus înapoi mașina și a plecat. Asta întâmplându-se într-o zi din cursul săptămânii la 9 dimineața. Apel la 112, răspunsul poliției, care a fost. Mergeți la cea mai apropiată secție de poliție și depuneți plângere. Da, cunoaștem. Cristi, îți mulțumesc. România în direct se încheie aici cu o rugăminte sau un îndemn. Fiți curajoși pe mai departe, pentru că o să se găsească oameni care să vă sprijine. Ca răul să triumfe este de ajuns să nu facem nimic. Atât cât se mai poate face, poate facem câte ceva mai departe. Vă mulțumesc tare mult, România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.